Nemulțumirile profesorilor legate de salarii continuă, pentru că guvernul nu a găsit o soluție în privința salarizării. Sindicaliștii din educație anunță că vor ieși în stradă și săptămâna viitoare. Discutăm cu Simion Hăncescu acest subiect, președinte FSLI. Bună dimineața! Da, bună dimineața, mulțumesc pentru... Așadar, nemulțumirile profesorilor legate de salarii continuă, urmează proteste uriașe în România? Se pare că asta dorește guvernul. Această săptămână care se încheie a demonstrat că oamenii sunt nemulțumiți. În 8 județe s-a protestat. Săptămâna viitoare numărul județelor să crească, acolo unde se va protesta. Va fi protest și în București. Nemulțumirile sunt cele pe care le-a spus. Creșterea salariului a fost infimă la 1 ianuarie față de creșterea prețurilor. Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Guvernul ar fi trebuit să găsească o soluție ca să indexeze salariile. Și mai avem o categorie extrem de nemulțumită, pe bună dreptate, și care este într-o situație critică. E vorba de personal nedidactic. Am discutat cu premierul încă din 19 decembrie ca să găsească soluția să indexeze salariile acestor colegi, să le aducă la nivelul maxim din 953. Ar fi însemnat un efort financiar sustenabil, dar din păcate guvernul tace și așa cum decur lucrurile, se pare că guvernul chiar dorește să împingă oamenii din învățământ către o grevă generală. Spuneați că ați discutat cu premierul, ați încercat să discutați și cu ministrul educației. Ce vi s-a spus? Ce răspunsuri ați primit? Cu premierul comunii prin mesaj, să mai avem puțin răbdare, să se discute în guvern cele două legi, cele două proiecte, legea învățământului preuniversitar și superior. Asta ar însemna ca săptămâna viitoare, miercuri, se întâmplă în 23. Că după aceea o să ne vedem. Dar timpul trece și nu este bine. Nu este bine pentru că vedem să întâmplă realitate. Da, Ministerul Educației comunicăm, dar mingea nu este la Ministerul Educației. Din păcate, decizia trebuie luată în altă parte, la nivel de guvern și Ministerul de Finanțe. Așadar, profesorii, ce vă spun? Sunt pregătiți de proteste? Sunt foarte hotărât și așa cum este stare de spirit, să nu surprindă pe nimeni dacă o să vadă la finalul lunii mai școlile cu lacăt. Da, este un anunț destul cum să spunem, extrem. Școlile cu lacăt. Nu avem ce face. E o singura formă de luptă. Nimeni nu dorește să ajungă la asemenea formă de protest, dar se pare că asta va fi soluția. Da. Domnule Simion Hăncescu, vă mulțumim pentru prezența în jurnal.